patru lucruri pe care să nu le abandonezi niciodată atâta timp cât ești în viață 1. Nu te opri din a mulțumi lui Allah pentru favorurile sale, pentru a nu fi deprivat de la obținerea mai multor binecuvântări. Și când Domnul vostru a vestit, dacă veți fi mulțumitori, vă voi înmulți binefacerile mele, iar de veți fi nemulțumitori, pedeapsa mea va fi aspră. Surah Ibrahim, 14 72 nu a abandonat pomenirea lui Allah, ca să nu fi lipsit de pomenirea lui Allah, laudă, față de tine în prezența îngerilor. Pomeniți-mă pe mine și eu să-mi aduc aminte de voi. Sura al Bacarach, 2. 152 3, nu renunța la dua pentru a nu fi privat de răspuns. Și Domnul vostru zice, temați-mă, invocați-mă, și eu vă voi răspunde surah dafir 40. 64. Nu renunța la cererea de iertare, pentru a nu fi lipsit de mântuire. Și Allah nu îi va pedepsi în timp ce caută iertarea lui Allah. Sura Al-Anfal, 8. 33. Salam alecum arahmatullah ar Fabara barakatuhu. Pacea, mila și îndurarea lui Allah fie asupra tuturor celor care au citit, apreciat, distribuit materialul și s-au abonat la canal.